Salariul minim crește de la 1 mai la 1250 de lei, așa cum am anunțat de ceva timp, a declarat Anca Dragu la finalul ședinței Comisiei pentru Afaceri Europene, întrebată dacă au apărut modificări în ceea ce privește creșterea salariului minim, în contextul în care actul normativ nu a apărut încă. Cât privește modificarea codului fiscal pentru a-i scuti de plata CASS pe cei fără venituri, Anca Dragu a afirmat că această măsură este în curs de avizare. Este în lucru. Cred că a intrat deja pe circuitul de avizare. Durează câteva zile, a mai spus ministrul Finanțelor Publice.